Platoul de marmură din fața prefecturii va prinde mâine viață. Zeci de tineri ajutați de Mircea Grosa vor găti rețete tradiționale pe care le-au cules din satele sălășene. Nici producătorii locali nu vor lipsi din peisaj. Așadar, toți cei care vor să guste din aceste preparate sunt așteptați pe platoul de marmură de la ora 11. Evenimentul culinar intitulat Gusturi vechi cu impact este organizat de Clubul de Voluntariat Impact Lego CNS Zalău. Evenimentul culinar constă în prezentarea și degustarea unor rețete tradiționale sălăjene. Mâncare va fi asigurată de restaurantele partenere și de cunoscutul bucătar Mircea Groza, ajutat la pregătirea bucatelor de voluntarii Impact. La eveniment vor participa și 2-3 producători locali de produse tradiționale. Povești deosebite au înțeles din start că e interesantă mâncarea, rețeta, dar povestea mâncării spusă de bunica, bunicul, am văzut și bărbați care au dat rețete și care au gătit în copilăria lor, pentru că erau copii mulți în familie, el era cel mai mare și gătea pentru ei mici. Povestea e foarte faină, nu vreau să dezvălui foarte, foarte multe, vreau să vină mulți iubitori ai tradițiilor pe platou să guste și să vadă ce au reușit să facă acești copii minunați. Ei vor fi angrenați în activitatea de gătit, vor fi echipați corespunzător, vor avea ascule și ne vor ajuta pe noi să gătim câteva produse chiar din albumul lor. Eu personal m-am gândit că o să fac cu un grup de copii o zamă. Va fi zama care ai remarcat-o și tu, Razalei Pârgăliți. Bineînțeles, cu îmbunătățirile actuale, asta însemnând să nu facem foarte grasă, să folosim și acum ingrediente ca și atunci de la țărani. După aia o să facă un tânăr foarte talentat, Andrei Bertea din Șimleu, Silvaniei, coleg de generație cu ei, va găti un papricaș de cocoș cu găluște opărite. Participanții la eveniment vor fi invitați să deguste din produsele oferite, să voteze rețetele preferate, să participe la tombole și licitații. Pentru a fi păstrate și valorificate din punct de vedere turistic, rețetele tradiționale care vor fi preparate pe platou vor fi publicate în materialele de promovare a tradițiilor culinare locale, care vor fi distribuite prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău.